șansă la viață pentru pacienții diagnosticați cu boli hematologice și oncologice grave care au nevoie de transplant medular cu celule stem. Reprezentanții Societății Române de Transplant Medular își propun să vină în sprijinul bolnavilor care au nevoie de acest tip de transplant prin susținerea dezvoltării acestor proceduri în România, asigurând expertiza necesară extinderii activității de transplant medular. Alina Tănase, președintele Societății Române de Transplant Medular, a declarat că foarte importantă este formarea profesională continuă care să le faciliteze profesioniștilor implicați în realizarea transplantului medular accesul la cele mai noi informații pentru îmbunătățirea permanentă a practicii clinice, dar și derularea de proiecte de informare pentru creșterea gradului de conștientizare în rândul publicului larg a problematicii transplantului medular în contextul național. Societatea vizează stabilirea de parteneriate cu organizațiile și instituțiile naționale și internaționale active în această zonă medicală pentru a aduce la cunoștința medicilor români progresele din domeniu și se bazează pe o colaborare fructuoasă cu autoritățile din sistemul de sănătate în demararea unor strategii și programe naționale de sprijinire a activității de transplant medular. În București, activitatea de transplant medular se realizează la Spitalul Clinic Colțea.